Pendleton, aici. Unde ești? Aici. My left leg. Piciorul stâng. I can't move it. Nu pot umbla cu el. Can you wiggle your toes? E fracturat. No, I can't. O să leg de piciorul cel zdravă. It's broken, all right. I'll just bind it to the good leg for a splint. Well, little lady. Ei, micuță domnișoară, te joci de infirmieră. Nu, domnule, nu i-am dat medicamente, dar mă bucur că am fost aici. Și eu. Unde este targa? Vor ajunge imediat brancarderii cu ea. Și de aici, domnișoară, nu te vezi ca infirmieră? O, nu, domnule, nu sunt destul de mare. Te-ai descurcat destul de bine cu altă pacientă de-a mea. Cine, domnule? Doamna Snow. Vreți să spuneți că s-a făcut bine? E mai bine decât a fost vreodată în toți acești ani. Și totul datorită domnișoarei Poliani. Sunt bucuroasă. Voi doi opriți-vă din bârfit și duceți-mă mai repede acasă. O să fie mai bine curând, domnule Pendleton. Sunt sigură că așa va fi. Dă-mi o mie. Tante Polly? Yes. Da. N-ai vrea să-i trimitem altcuiva, nu, doamne Snow, pifia săptămâna aceasta? Sunt sigură că nu s-ar supăra. Doar de data asta. Poliana, ce mai pui la cale? Nimic, Tante Polly, nimic ce te-ar putea supăra. Îmi dai voie să-i duc dânse pifia, așa că de data asta aș vrea să-i duc dânsului. Știu, un piciorul nu e ca situația unui invalid pe viață, așa că nu va dura prea mult și doamna Snow poate primi din nou pifia. Dânsului, picioare rupte, despre ce vorbești, Poliana? L-am găsit în pădure, a trebuit să-i descui casa, să sun după doctor și să susțin capul. Când ne s-a făcut piftie, m-am gândit să-i duc lui săptămâna asta. Cui să-i duci piftie? Domnului John Pendleton. Mr. John Pendleton? Mr. Domnului John Pendleton? Da, Nancy mi-a spus că așa îl cheamă. Îl cunoști? Do you know him? Oh, yes. Tu îl cunoști? Da, acum vorbește mereu cu mine. Este morocanos numai pe din afară, știi? Pot să-i duc piftia? No, I would prefer that nu, aș prefera ca doamna Snow să aibă piftia astăzi, ca de obicei. Dar tante voli, nu voi trimite piftia domnului Pendleton. Nu-ți place de el pentru că îl vezi așa de morocanos. Dar nu o să spun că ai trimis-o dumneata, îi spun că este de la mine. Știe cine ești? Nu cred. I-am spus numele meu, dar nu mă strigă niciodată pe nume. Then he doesn't know you're my niece. Deci nu știe că ești nepoata mea. Nu cred. Very well, Pollyanna. Foarte bine, Pollyanna. Poți să-i duci pifia domnului Pendleton ca un dar din partea ta. Dar înțelege bine, eu nu am trimis-o și ai grijă să nu creadă lucrul acesta. Oh, tanti Poli, mulțumesc. Ai vești? Ce anume? De la doamnele din vest. Nu încă, Jimmy. E drum lung și scrisoarea trebuie dusă cu trenul. Poate să dureze o săptămână sau mai mult. Eu nu mai stau la orfele mea atât de mult. Am plecat deja de acolo. Ai plecat? Nu mă pot ține. O să muncesc și mă întorc acolo doar ca să dorm. Și dacă te încuie, o să reușesc să scap. Nu e nimeni mai puternic decât mine acolo. Numai femei și copii. Ești tare curajos. Unde te duci? La domnul Pendleton, și-a rupt piciorul. Adevărat? Da, l-am găsit în pădure, am descuiat casa, am dat telefon după doctor. Doctorul Chilton, e foarte drăguț. Singură? Da. Casa domnului Pendleton e foarte frumoasă. N-am fost niciodată acolo. Cât ai de gând să mă țin întins aici cu gipsul ăsta pe picior? Câteva săptămâni. Săptămâni? Va trebui să ai răbdare. Trebuie să spui că nu o să mă pot duce la Han să mănânc. Nu o să pot nici să-mi schimb prim câinele. Sunt convins că poți să-mi dai niște cârje sau un baston. Nu încă. Trebuie să ții piciorul nemișcat pentru un timp.
Doamna Bates, îți va găsi și îndrăznesc să spun că îl va scoate și pe Buster la plimbare din când în când, dacă o vei ruga frumos. O, femeia asta nătângă cu toată agitația și bârfele ei. I-a spus să nu lase pe nimeni înăuntru. Sper să țină seama de asta. Am adus niște piftie pentru domnul Pendleton. O, mulțumesc. Din partea cui? Am auzit spunând piftie, Poliana? Da, domnule. Sună grozav. Cred că vrei să-ți vezi pacientul. O, da, vă rog. Dar domnule a dat ordine să nu lase pe nimeni să intre. Da, dar acum eu dau ordine. Atunci vă asumați și responsabilitatea. Da, fetița aceasta este mai de folos decât o doză de medicamente. Du-o pe fetiță înăuntru și vină înapoi. Vreau să vorbesc cu dumneata. Ce mai e acum? Este o fetiță aici cu niște piftie și doctorul a spus să o aduc înăuntru. Dar n-am spus eu. Bună ziua! Oh, tu erai? Am adus niște piftie. Piftie? Sper să vă placă. N-am mâncat niciodată așa ceva. Atunci n-aveți de unde să știți dacă vă place sau nu. Da, da. Tot ce știu este că mă aflu legat de pat în clipa asta și că am șansă să stau aici până în ziua de apoi. Oh, nu. Nu va fi până în ziua de apoi, sunt sigură. Atunci când îngerul Gafril va suna din tâmpițe. Deci dacă aceasta va fi mai curând decât ne așteptăm. Oh, da, bineînțeles, Biblia spune că va veni mai curând decât ne așteptăm, dar nu cred că va veni, adică, bineînțeles că eu cred în Biblie, dar ce vreau să spun este că nu va veni așa de repede încât să vină acum. Medicamentul își face efectul. Ce vreau să spun este că picioarele nu durează. Cele rupte. Nu ca boala invaziilor pe viață, cum este doamna Snow. Deci, fii sigur că nu va dura până în ziua judecății de apoi. Mă gândesc că ar trebui să fii bucuros pentru asta. Da, da, sunt și ți-ai rupt numai unul. Poți să te bucuri că nu ți l-ai rupt pe amândouă. Păi, dacă e să luăm lucrurile așa, ar trebui să mă bucur că nu sunt centipet și că nu mi-am rupt 50 de picioare. O, da, asta e cea mai bună. Răspund că vrei să mă bucur și pentru doctor și pentru femeia asta nătângă de la bucătărie? Da, domnule. Gândiți-vă ce greu va fi fără ei. Te aștept să spun că mă bucur că femeia aceea îmi întoarce casa cu susul în jos pe motiv că o aranjează și amândoi se așteaptă să-i plătesc și încă bine? Da, știu. Păcat de asta, adică de bani, când i-ai economisit în tot acest timp. I-am economisit, mâncând pește și fasole în loc de curcan fric, care costă 60 de cenți. Mănânci fasolă pentru că e ieftină, chiar dacă nu-ți place. Despre ce vorbești? Ai economisit banii, simți-te pe tine și strimbând pentru păgâni. De-aia nu ești morocanos decât pe din afară. Nancy mi-a spus. Poți să întreb cine e Nancy? Nancy, a noastră, lucrează pentru tanti Polly. Și cine este tanti Polly? Domnișoara Polly Harrington. Eu locuiesc cu ea. Polly Harrington? Locuiești cu ea? Da, domnule. M-a luat să mă crească, datorită maimei mele. Era sora ei. Deci, te ești fica lui Jenny? Nepoata domnișoare Polly Harrington? Da, domnule, cred că o cunoști. Da, o cunosc. Dar nu vreți să spui că domnișoara Polly Harrington este cea care a trimis această piftie? O, nu, domnule, nu a trimis-o ea și mi-a spus să fiu sigură că nu credeți că ea a trimis-o. Da, îmi închipui. Domnișoară Poliana, poți să am onoarea de a te conduce acasă? Mulțumesc, domnule, îmi place să merg cu trăsirica. Din câte aud eu, există o grămadă de lucruri pe care îți place să le faci. Aproape orice înseamnă a trăi. Nu-mi plac celelalte lucruri foarte mult. Da? Și care sunt acestea? Păi, cititul cu voce tare, cu sutul, asta nu înseamnă a trăi. Dar ce sunt? Tant Poli zice că sunt a învăța să trăiești. Așa spune? Dar eu nu cred că este așa. Nu cred că trebuie să înveți să trăiești. Eu oricum nu am învățat. Mi-e teamă că unii din noi au nevoie să învețe. Domnule Clinton, eu credeam că lucrurile cel mai îmbucurător nu este să fii doctor. Îmbucurător? Când văd atâta suferință în jur? Da, dar ajuns la stoparea suferinței. Asta ar trebui să te facă să fii cel mai bucuros dintre noi. Este un om atât de încântător, Nancy. Cine? Dr. Chilton. Nu cred că m-ai ascultat. Dr. Chilton? O, da, e un bărbat chicăș. Mă bucur și am spus că meseria lui este cea mai îmbucurătoare din câte există.
Σε θες να μην μπορώ να... Να μην είναι ο Μαρβουκουρά, με τα γραβά Μάρεν Τριστά. Καμά στα σκουσία. Να ρίστε ο Μίσλοκ τα αφιθέρι τσίπκια αρσιάσα. Γκίτσκα, ρε. Știu, exact contrariu a ceea ce ai spus, doamne Snow. Contrariu? Da, ei ai spus că ar trebui să se bucure că nu sunt ceilalți oameni la fel de bolnavi. Da. Ei bine, doctorul poate fi bucuros că nu e la fel ca ceilalți, cei bolnavi pe care îi doctoricește. Da, cred că și acesta este un mijloc, dar nu așa i-am spus. Nu, nu sună bine, sună ca și când el s-ar bucura că ceilalți sunt bolnavi. Nancy, uneori joci într-un mod ciudat jocul. Iar tu faci chifleci ciudate. Nu sunt destul de bune să meargă în cuptor? O să le punem înăuntru și vedem cum s-o arate când o să le scoatem. Pollyanna! Pollyanna? Da, Tant Polly? Voi ești așa de udă. Vreau să vorbesc cu tine chiar acum. I-am dus pe fia, domnule Pendleton. Sper că n-ai spus că am trimis-o eu. O, nu, i-am spus că nu ai trimis-o dumneata. I-ai spus că nu am trimis-o eu? Dar nu mi-ai spus așa? Pollyanna, ți-am spus că nu am trimis-o eu și să fie sigură că el nu crede asta. Ceea ce este cu tot altceva decât ai spune în față că nu am trimis-o eu. Dar nu pot să văd care e diferența. Now, Pollyanna. Ei, acum Pollyanna. Oh, Tant Polly, și tu ai? Ce să am? Niciodată nu mi-am închipuit că poți să ai. Cum se poate să le fi avut fără ca eu să știu? Crezi că aș putea să am și eu? Pollyanna, despre ce vorbești? Oh, nu le strica, bucle acelea drăgălașe sunt atât de frumoase. Pollyanna, de ce te-ai dus să le vorbești doamnelor de la asistență despre cerșătorul acela mic? Oh, Tanti Poliniu, știi cât de frumoasă ești cu părul așezat așa. Te rog, lasă-mă să-l pieptem cum a făcut și doamna Snow. Nu mi-ai răspuns la întrebare. De ce te-ai dus la întâlnirea doamnelor fără permisiunea mea? A fost absurd ce ai făcut. Tanti Poliniu, nu am știut că este absurd până ce am descoperit că erau mai degrabă doritoare să dea o sumă de bani pentru India decât pentru Jimmy. Așa că am scris doamnelor mele de la asistență din vest. El ar putea să fie micuțul lor indian. Ce tot spui? Tanti Poliniu, ce este? Eu am fost micuța ta indiancă. Nu știu despre ce vorbești. O, Tant Polly, mă lasă să-ți aranjez eu părul. N-ai spune, nu, asta înseamnă că îmi dai voie, mă bucur. Ce frumos pără și mult mai crilionțat decât al doamne Snow și mult mai bogat. Dar desigur îți trebuie mai mult păr decât ei pentru că tu ești sănătoasă și porți acel lucru unde oamenii pot să ți-l admire. Și îmi întâmplu că se va bucura și vor fi surprins să-l vadă după ce l-ai ascuns atâta timp. Tant Polly, am să te fac atât de frumos încât toată lumea să se bucure. Dragoste secretă, dăm cad și într-o dată o cuprise în brațe, parfumul părului ei o nebunea. Dragostea mea, suspină el, mai bine spune eu o poveste adevărată. Despre ce? Despre domnișoara Polly. Ce anume despre ea? Numai faptul că a avut cândva o dragoste secretă. Glumești? Nu glumesc. Tata mi-a spus. Mai mult, el încă mai trăiește, chiar în orașul acesta. Cum îl cheamă? Nu mi-a spus numele. Dar este adevărat. Odată de mult, domnișoara Polly a avut un iubit. Oh, Tanti Polly, ești așa de frumoasă. Nu te uita. Te voi face și mai frumoasă. Așteaptă puțin. Pollyanna, ce faci? Nu te uita încă. O clipă și ești gata. Ce faci? Unde mă duci? O clipă, mergem până la salonul de vară. Poți să te apleci puțin, Tanti Polly? Așa. Uite-te. Now let me flatter just you up.
Acum cred că te bucur că te-am aranjat așa. Bună! Who is that, Pollyanna? Cine e acolo, Pollyanna? Oh, hello, Dr. Chilton! Bună ziua, Dr. Chilton! Dr. Chilton, ai venit să mă vezi? Domnul Pendleton vrea să te vadă. Te duc eu acolo și te duc înapoi înainte de ora 6. Numai puțin să o întreb pe Tant Polly. Tant Polly? Pollyanna. Se poate să mă pui în fața geamului așa și să mă lași să fiu văzută? Dar Tant Polly, ești așa de frumoasă. Frumoasă, într-adevăr? Tant Polly, te rog, lasă buclele să stea. Ca și când aș face asta vreodată. Tant Polly, pot să mă duc cu doctorul Chilton să-l văd pe domnul Pendleton? Da, Pollyanna. Du-te. Te rog, pleacă. Tușata era la geam? Da, ea era. Și era așa de frumoasă, nu credeți? Da, era. Sunt așa de bucuroasă că v-a plăcut. O să-i spun că v-a plăcut. Aș vrea să nu-i spui. De ce? Cred că ar fi bucuroasă să afle. Nu a vrut să o văd, a fugit înăuntru, nu-i așa? Nu pot să înțeleg de ce. Domnișoara Pollyanna, trebuie să fii o persoană foarte iertătoare dacă ai venit să mă vezi din nou. Dar îmi face plăcere să vin. Am fost morocunos cu tine când ai venit să-mi aduci piftia și atunci când m-ai găsit cu piciorul rupt. M-am bucurat că v-am găsit, adică nu m-am bucurat pentru piciorul rupt, dar nu ți-am mulțumit niciodată pentru asta, dar îți mulțumesc acum. Cred că ești o mică domnișoară minunată și îți mulțumesc și pentru piftie. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Presupun că nu ai mai adus nimic din ceea ce mătușa ta nu a primis. Nu, vă rog, domnule Pendleton, nu am vrut să fiu nepoliticoasă când am spus că nu a trimis-o Tant Polly. E bine, vezi acolo sub masă o cutie cu mânere de alamă? Ia-o și adu-o aici. Este destul de grea, dar nu cred că este prea grea pentru tine. O, nu, sunt destul de puternică. Pune-o aici. Ce este în ea? Haideți să ne uităm. Tu ce vrei? Aveți ceva de lucru? De lucru? Nu pentru cineva academic ca tine. Nu sunt mic, doamnă, și sunt puternic. Tai lemne, lucrez pantofi, pot să și car. Cine ești tu? Jimmy Bean. De unde vin? Nu vin de nicăieri. Sunt pe picioarele mele până când voi întâlni familia din vest. Ți-e foame? Da, dar nu sunt cerșător. Bine, Jimmy Bean, o să-ți dau un castron de supă dacă lucrezi ceva în grădină. Adevărat? Ține. Mulțumesc. Vreți să spuneți, să-i spun rugăciunea acestei figurine? Da, vezi, aceasta le prezintă pe unul din zeii lor. Dar e caragios. Există un singur Dumnezeu și El este sus în ceruri. Ei, Pollyanna, lumea este foarte mare și noi nu cunoaștem decât un colțișor. Știm prea puține despre credințele și obiceiurile altor popoare. Ce-a fost asta?
Este Jimmy Bean. Cine? Jimmy Bean, mătură pe afară. Ce face? Cine l-a adus aici? Iar femeia aceea nătângă. O să-mi aducă toată lumea aici. Pleacă de acolo, băiete. M-auzi? O, te rog, nu fi așa de supărat pe Jimmy. Ce caută băiatul acesta în grădina mea? Lucrează câte ceva. A, deci ți-ai luat libertatea să-l angajezi? Da, așa am făcut. Grădina este într-o stare jalnică. Și am crezut că acum, dacă aveți vizitator, aș dori să arate îngrijită. Ei bine, nu vreau așa ceva. Gonește-l. Vă rog, nu-l goniți, nu are pe nimeni. O să muncească pentru cei de afară. Pentru ce îi se dă? Numai pentru masa asta, nu o să vă ruineze. Nu mai vor la orfelina, doamnele de la asistența socială nu-l pot ajuta, pentru că îi ajută pe cei din India. Preferă să fie în capul unei liste decât să-l crească pe Jimmy. Dar copiii din India nu au nevoie de ajutor, pentru că l-au pe zeul lor. Poate să rămână acolo unde este. Deci poate să termine treaba? Da, dar nu la fereastra asta. Mulțumesc. Pollyanna. Pollyanna, come away. Pollyanna, vino de la fereastră. Look. Forget about that little boy. Uite pentru un moment de băiețelul acela. Vino și stai lângă mine. I would like. Uite ce este Pollyanna. To come and see me more. Mi-ar plăcea să vii să mă vezi mai des. I'm lonesome. Sunt singur. You know, I need. Și am nevoie de tine. Will you come? Vrei să vii? Da, vă rog. There's another reason too, Mai e și un alt motiv. Well, I'm going to tell you that. See, when you când mi-ai spus cine ești, la început n-am vrut să mai vii aici. I thought at first that I pentru că mi-aducea aminte de ceea ce vreau să uit. Cu mulți ani you reminded me of something that I was trying for long years to forget. So I said to myself, așa că mi-am spus că nu vreau să te mai văd. But after time, dar după un timp, încă vreau atât de mult să te văd, faptul că nu te vedeam mi-aducea și mai abitire aminte de ceea ce încercam să uit. Dar ce încercați să uitați? I can't tell you that. Nu pot să spun acum. Will you come? O să vin? I'd be glad to. Da, cu plăcere. Aș fi bucuroasă să vin. Thank you. Mulțumesc. And think he showed you all them. Și faptul că ți-a arătat toate acele lucruri și tot ce ți-a povestit, tocmai el care este atât de moroconos. Dar nu e moroconos, Nancy, numai pe din afară, nu înțelegi. Nu înțelegi de ce toți îl cred așa de rău. Sunt sigură că dacă l-ar cunoaște, ar crede altfel. Dar nici chiar mătușii Polly nu-i place. Și nici măcar nu au vrut să-i trimită piftie. Probabil că nici ea nu crede că este de datorie ei să facă acest lucru. Ce mă uimește pe mine este felul în care s-a atașat de tine. Nu vreau să te jignesc cu nimic, dar nu pare genul de om care se atașeze de copii. Nici cu mine nu a fost așa de la început. Nici n-a vrut să mă vadă pentru că spunea că-i amintesc de ceea ce vrea să uite. Dar ce vrea să uite? Da, dar după aceea, ce era? Nu știu, n-a vrut să-mi spună. Misterul. O, domnișoare, că este ca într-un roman. Am citit multe. Secretul doamnei Maud, urmașul pierdut, ascuns îndelungat. Toate erau pline de mistere ca acesta. Imaginează-ți, o carte trăită sub nasul meu. Acum spunem ce s-a întâmplat. La început nu știa cine sunt. Până când a trebuit să explic că sunt cu tanti Polly și că ne-am trimis Cristia. Și abia după ce a aflat că ești nepoata lui tanti Polly, nu a vrut să te mai vadă? Da, așa e. Și nu a început să plângă și să se foarte ciudat după ce a aflat? Ba da, era puțin cam ciudat. Atunci sigur este el. Domnul Pendleton a fost iubitul domnișoarei Polly. Dar asta e o prostie, Nancy. Ei nici nu se plac. Bineînțeles că nu-i place, sunt certați. Ascultă. Timotei mi-a spus că domnișoara Polly a avut un iubit cândva și locuiește chiar în orașul acesta. Desigur că acesta este domnul Pendleton. Nu este viața lui plină de mistere? Nu locuiește el singur în casa aceea ce nu știe și nu vorbește cu nimeni? Nu a început el să se poarte ciudat că a aflat că ești nepoata domnișoarei Polly? Și acum? Nu a spus el că îi aduce aminte de ceva ce vrea să uite? Bineînțeles, oricine poate vedea că a fost iubitul domnișoarei Polly.
Și chiar faptul că ea i-a trimis piftie confirmă acest lucru. O, este clar că lumina zilei, domnul Pennington a fost drăguțul domnișoarei Polly. Bună, Poliana. Dr. Children. Cake, ha? Prăjitură pentru rațe? E cea pe care am făcut-o eu. Nu a crescut cât trebuia și nu e bună. Rațelor le place, se pare. Sper să nu le doară stomacul. Oh, nu, rațele au un stomac zdravăn. Dă-mi și mie puțin. Mulțumesc. I was just riding out to your place. Eram în drum spre casa ta. Yes. Să mă vezi pe mine? Mr. Pendleton. Da, domnul Pendleton vrea să te duci să-l vezi în famea aceasta. Oh, yes. Oh, da, dar nu pe mine vrea să mă vadă. No. Știi, nu pe tine? Da, de fapt, pe Tanti Polly. Yes. E mătușa ta? Da, și e pasionant ca în romane. Să-ți spun? Please do. Te rog. Ei bine, odată de mult, domnișoara Polly și domnul Pennington au fost îndrăgostiți. Lovers? Îndrăgostiți? Da. Nici eu nu am știut până ce nu mi-a spus Nancy. Ce ți-a mai spus Nancy? A spus că domnișoara Polly a avut un iubit cu mulți ani în urmă, dar s-au certat. La început nu am știut cine este, dar acum știu, este domnul Pennington. Știați? Nu am știut. Ei, mai bine fug acasă dacă vreau să-l văd pe domnul Pennington după amiază. Dar desigur, uite ce e. Te duc eu pe cal acasă. Ar fi minunat. Mulțumesc, Dr. Children. Cu plăcere, Poliana. La revedere, Dr. Children. La revedere. What is it, Poliana? Ce este, Poliana? Este de la doamnele din vest. Nici ele nu-l vor pe Jim Bean. Spun că la ora felinar vor avea grijă de el. Dar el vrea un cămin adevărat, cu o familie adevărată. Lasă, Poliana, nu trebuie să te întristezi pentru lucruri care nu depind de tine. Dar aș vrea să pot găsi pentru Jimmy ceva de care să se bucure și el. Știi, Poliana, sunt în viață lucruri mult mai importante decât să te bucuri de ceva, da? Desigur. Care, Tant Poli? De exemplu, să-ți faci datoria și să-ți folosești timpul într-un mod profitabil. Dar ce înseamnă profitabil? Profitabil înseamnă să ai ce arăta din ceea ce ai făcut. Deci a fi bucuros nu e profitabil? Bineînțeles că nu. O, Tant Polly, mi-e teamă că nu vei juca niciodată jocul. Jocul? Care joc? Jocul învățat de la tata. Îmi pare rău că nu poți să te bucuri. Ce vrei să spui? Într-o bună zi am să te fac foarte bucuroasă. Ce pui la cale, Poliana? Nu pot să spun pentru că este cred, dar într-o bună zi vei fi foarte, foarte bucuroasă. Pentru numele Lui Dumnezeu, încetează odată. Dar încerc să fac puțină ordine. Este destul de ordine și așa. Asta trebuie să fie Poliana. Du-te și deschide-i. Grăbește-te, nu lăsa să aștepte. Bună, Poliana. Bună ziua, doamnă. Ce zi frumoasă. Poți să intri direct, domnișoara. Bună ziua, domnule Pendleton. Oh, domnule Pendleton. Un curcubeu micuț. Ce frumos. Nu a intrat aici. Răspund că prin marginea prismatică de sticlă de la termometru. Soarele n-ar trebui să-l atingă deloc, dar l-a atins. Oh, dar este așa de frumos, domnul Pennington. Și aceasta numai de la soare. Dacă ar fi al meu, l-aș pune în soare toată ziua. Atunci ar mai fi de folos ca termometru. Cum ar putea să spună când e cald sau cât de frig dacă ar sta toată ziua soare? Nu mi-ar păsea. Cui ar păsea dacă ar trăi într-un curcubeu toată ziua? Să trăiești într-un curcubeu?
Nora, aveți nevoie de ceva? Așteaptă și îți rog. Da, domnule, adu-mi una din lămpile din salon, te rog. Oh, domnule Pendleton, încercați să mergeți. O să merg până la fereastră. Foarte bine, foarte bine. În cutia aceea vei găsi niște sfoare. Alege o bucată mare, așa. Mulțumesc. Pune-o acolo. Acum prinde un capăt aici și unul de statuieta aceea. Ce vreți să faceți, domnule Pendleton? You'll soon find out. Vei afla în curând. Nancy, you know Mr. Pendleton. Nancy, știi casa domnului Pendleton, nu-i așa? Da, poniță. Pollyanna este acolo în vizită și nu are nici haină, nici umbrelă și s-a înnorat. Da, poniță. Vreau să te duci să o întâmpin. Da, Conițe, acum o să pleci, o să plece de acolo pe la 5. Ai grijă să fii acolo puțin înainte. Da, Conițe. Ce frumos! Chiar și soarele încearcă acum să joace jocul meu, nu crezi? Cum aș dori să am mai multe prisme ca astea, le-aș da mătuși și Poli, doamne Snow, și la o mulțime de lume. Cred că toți ar fi bucuroși, chiar și tanti Poli, dacă trăim într-un curcubeu, ar fi bucuroasă. Ei bine, rămșoarele, cred că ar fi nevoie de ceva mult decât aceste prisme pentru ca să ajungă să trântească ușile de bucurie. O, da, e ceva mai mult, nu e așa? Pollyanna! Pollyanna, ți-ar place să vii să locuiești cu mine? Oh, domnule Pendleton, doar nu vorbești serios. Ba da. Dar nu pot, știi că nu pot. Eu sunt amătă și Polly. Nu ești mai mult decât... Poate că te-ar lăsa să vii, dacă te-ar lăsa ai veni. Dar tant Polly a fost atât de bună cu mine. Ea m-a primit când eram singură pe lume, că nu le aveam decât pe doamnele de la asistență. Nici eu nu am pe nimeni, altcineva. Pollyanna, cu mulți ani în urmă am iubit foarte mult pe cineva. Speram să o aduc aici, în casa mea. Și-mi imaginam ce fericiți urma să fim noi împreună în anii ce vor urma. Da. Dar nu s-a întâmplat. De ce? Nu contează de ce. Pur și simplu nu s-a întâmplat. De atunci, grămada asta cenușie de pietre nu a fost decât o casă, dar niciodată un cămin. Vezi tu, este nevoie de mâna și de inima unei femei sau de prezența unui copil pentru a crea un cămin. Eu nu am avut nici una, nici alta. Domnule Pendleton, vrei să spui că toți acești ani ți-ai dorit mâinile și inima unei femei? Da. Sunt atât de bucuroasă. Totul merge bine atunci. Vei putea să-mi iei pe amândouă și totul va fi minunat. Să vă iau pe amândouă? Da, pe tanti Poli și pe mine. Tanti Poli nu este câștigată încă, dar sunt sigură că vom câștiga când îi vor povesti ce mi-ai spus și mie și atunci vom fi amândouă. Tanti Poli să vină aici, poate Natai vrea să mergi la ea. Sigur, casa ei nu este atât de frumoasă, dar e mai aproape. Poli, ce tu spui? Unde să locuim? Credeam întâi că vrei să stăm aici, unde ai dorit atâția ani și una și inima. Știam că sunteți îndrăgostiți. Și sunt atât de bucuroasă. Îndrăgostiți? Mătușa Poli și cu mine? Nancy mi-a spus asta. Doamne sfinte! Dar nu vreți să spui că n-ați fost îndrăgostiți? Niciodată! Deci nu se întâmplă totul ca în cărți? O, Doamne! Nancy va fi dezamăgită. Și totul mergea atât de minunat. Aș fi fost atât de bucuroasă să vin aici cu tante Poli. Și acum nu mai vrei? Nu, sunt ale tante Poli. Da, dar înainte de a fi a ei, a fost a mamei tale, da. Mama ta a fost cea ale cărei mână și inimă le-am dorit în toți acești ani. Ale mamei? N-am vrut să spun asta.
Dar presupun că e mai bine să spun acum. Now. I loved you. Am iubit-o pe mama ta. But she didn't love me. Dar ea nu mă iubea. And after a time, she married your father. Și după un timp s-a măritat cu tatăl tău și a plecat cu el. And it was only then that I realized. Atunci am înțeles cât de mult o iubeam. Lumea întreagă mi se părea dintr-o dată pustie și tristă. And I, these long years have been a și eu, toți acești ani, am fost un om morocănos, neiubitor, neiubit și bătrân. Și nu am decât 50 de ani. Apoi ai apărut tu. Asemenea acestui curcubeu care îți place atât de mult. Și mi-ai colorat lumea asta murdară cu veselia și bucuria ta. Apoi am aflat cine ești. Și am crezut că nu voi mai putea să te văd. You reminded me. Nu vreau să-mi amintești de mama ta. Of your mother. But now, dar acum știu că am nevoie de tine alături de mine tot timpul. Will you come? Ai să vii? What about Aunt Polly? Dar cum rămâne cu tante Polly? Dar cu mine, cum aș putea să fiu mulțumit de ceva fără tine? Dacă ai fi fetița mea, aș fi bucuros de toate și aș încerca să te fac și pe tine fericită. Nu vei avea nicio dorință care să nu-ți fie îndeplinită. Toți banii mei vor fi ai tăi. O, domnule, pentru tolca și cum eu te-aș lăsa să cheltui pentru mine toți acești bani pe care i-ai economisit? Poliana, eu... Tante Polly a fost atât de bună cu mine. Da, așa e. A fost bună cu tine. Dar ea nu te vrea nici pe jumătate cât te vreau eu. Dar e bucuroasă să mă vedă. Bucuroasă? Ea nu are inimă să se bucure de nimic. Știu că își face doar datoria. Este o femeie plină de datorii de îndeplinit. Chiar și eu am avut parte de asta, deși nu am fost prea bun prieten în ultimii 15-20 de ani. O cunosc. Nu e genul care se bucură, Poliana. Întreabă dacă te lasă să vii să stai cu mine. Întreabă numai. Dacă vrea, întreabă. Bine, am să o întreb. Bună, bună. Nu te bucur că mă vezi muncind? Ba da, mă bucur. Dar ce e cu tine? Pare întoarsă pădos. Nu te-am văzut niciodată întoarsă pădos. Lucrurile nu sunt așa cum am plănuit. Vrei să spui că doamnele din vest nu mă vor? Nu e vorba că nu te vor pe tine. Dar vor mai degrabă să îngrijească un băiat indian, știu. Nu te supăra din cauza mea. Poate o să-mi fie mai bine de unul singur. O să găsesc de lucru și poate în curând am să-mi construiesc o cabană în pădure. O cabană? Jimmy, ce amuzant! Dar ce o să spună cei de la orfelinat? Nu o să spună nimic, o să am eu grijă de asta. O să mă lași pe mine să vin? Desigur, dar numai pe tine, o să fie un secret. O să fie un secret încântător. Unele secrete sunt atât de triste ale oamenilor mari. Aici erai, domnișoara Polly m-a trimis cu asta, să nu te plouă în drum spre casă. Era îngrijorată din cauza ta. Iar, ha? La revedere, Jimmy. La revedere, Poliana. Domnișoara Polly era îngrijorată pentru tine. Asta e un lucru greu de simțit. Ce vrei să spui? Îi spune eu ce înseamnă. Înseamnă că începe să semene mai mult cu ceilalți oameni. Nu mai face totul numai din datorie. Știu, este o femeie plină de datorii, în datorii de îndeplinit. O, da, asta așa este. Dar s-a schimbat de când ai venit. Nancy, tu crezi că tante Polly se bucură că sunt aici? Vreau să spun, crezi că i-aș lipsi dacă aș pleca? Tocmai asta spuneam copilă.
Nu m-a trimis ea cu umbrela cum a văzut un orișor pe cer. Nu m-a pus să-ți mut lucrurile de la etaj jos pentru ca să ai o cameră frumoasă. Ei bine, Poliana, când mă gândesc cum era la început, când nu putea nici să sufere ideea că voi veni, adevărat? N-ar fi trebuit să spun asta, dar să știi că s-a schimbat. Sunt multe lucruri prin care se vede că e îmblânzit-o. De pildă, istoria cu pisica, cum îmi vorbește mie acum și sunt multe altele. Poliana, nici nu poți spune cât de mult ei lipsi dacă nu e mai fi aici. O, Nancy, sunt așa de bucuroasă, nici știi că sunt de fericită că Poli are nevoie de mine. Ușurel, ușurel. Ei bine, te-ai înveselit, asta e sigur. Dar nu mi-ai spus ce ai aflat. Despre ce? Știi tu, acolo la casa aceea mare, domnul Pendleton și dragostea lui secretă. Asta. Teamă-me că nu e cam povești. Sau poate este, dar nu povestea pe care o credem noi. Mai bine îmi pun papucii. Ei bine, nu cred că sunt de anticipat probleme, doamnă Payson. N-am avut probleme nici cu ceilalți, domnule doctor. Al câtelea este? Al cincilea. Și soțul tău ce spune? Nu prea are ce să spună. Desigur, nu este soțul meu, așa cum știi, doctore. Adică nu am fost la preot până acum. Nu. Ne-am fi dus poate, dar bărbatul meu nu-l poate suporta pe preot. Faptul că nu-ți place preotul nu e o scuză să nu te căsătorești, mai ales pentru o femeie în situația admitale. Nu, presupun că e timpul să facem ceva. Vrei să-mi închei bluza, doctore? Ar fi interesul copiilor, știi asta. Știu. Mi se spune în tot felul. Bărbatul meu zice că dacă ne-am căsătorit acum, oamenii ar spune că o facem doar ca să oprim bârfele. Și el e tipul de om care nu-i pasă ce spun sau ce gândesc oamenii. Sunt sigur că dacă vorbești cu el, o să înțeleagă că nici asta nu e idee bună, ca să nu vă căsătoriți, adică. Știi că ai dreptate, doctore. Voi vorbi cu el. Bine. Gata, am terminat. Vin la control săptămânal, nu-i așa? Lunar, doamnă Payson, știi asta? O, da, desigur. Dar dacă nu apare ceva neobișnuit, bineînțeles. Îmi face foarte bine să vă văd, să vă vorbesc. Da. Ei bine, la revedere, doamnă Payson. Thank you, doctor. Mulțumesc, doctore. Next, please. Următorul. Hello, Mrs. Payson. Hello, dear. Bună ziua, doamnă Payson. Bună ziua. Bună ziua, doctore. Goodbye, doctor. La revedere, doctore. O cunoște, doamna Payson, Poliana? Da, mă duc pe la ei pe acasă și mă duc cu copiii. Ce spune mătușa ta despre asta? Doamna Payson spune că mai bine să nu-i spun, să păstrez secretul. Înțeleg. Ei bine, tânără domnișoară, ce pot face pentru tine? Doamna Snow m-a trimis. Trebuia să-i dați un medicament pentru picioare. O, da, te rog, stai jos. Cu toate că eu cred că cel mai bun medicament pe care pot să-l prescriu ești tu. N-am mai văzut niciodată o asemenea schimbare la un pacient. N-am fost niciodată aici, este casa dumneavoastră. Poftim? Da, ai putea să spui astfel. Cu toate că acestea sunt doar camere de locuit. Știu, e nevoie de mâna și inima unei femei sau de un copil pentru a crea un cămin. Poftim? E nevoie de mâna și inima unei femei sau de prezența unui copil pentru un cămin. Domnul Pendleton mi-a spus. Așa ți-a spus el? Nu, asta de ce nu vă luați o mână și o inimă de femeie, doctor Chilton? Și ce a mai spus domnul Pendleton? Ei bine, ar trebui să spun. Nu pe tanti Poli a iubit-o domnul Pendleton cu mulți ani în urmă. Am făcut o greșeală. Sper că n-a spus nimănui. Nu, am păstrat secretul. O, ce bine. Dar de ce nu? De ce nu ce? De ce nu căutați mâna și inima unei femei? Nu sunt așa ușor de obținut, Poliana. Și eu care credeam că mă așa le puteți obține cu ușurință.
Trebuie să spun că asta e un compliment. Toate doamnele în oraș că sunteți încântători. Așa cred, cine a spus asta? Doamnele, ați încercat să câștigați una? Cred că această conversație a ajuns prea departe. Aici este rețeta doamnei Snow. Altceva? Nimic, domnule, mulțumesc. Yes. Yes, Mr. Da, doamnă Turman. Your back aches. Vă doare spatele și nu puteți dormi. Hi. Bună, bună, Jimmy, unde te duci? Să tai niște crăci, vrei să vii cu mine? Nu pot, mă duc să-l văd pe domnul Paddington. Pe el? No, îți place? Nici de cum, chiar doar lucrez pentru el. De ce te duci să-l vezi? Pentru că este singur. Este Jimmy, are nevoie... Ce este? Mi-a venit o idee minunată. Ce mai e de data asta? Nu pot să spun încă. Dar unde o fi? Încă copaci căzuți. Nu-ți promit nimic, dar o să te caut mai târziu. Domnule Pendleton, sunteți afară? Oh, Poliana! Oh, Poliana! Domnule Pendleton, sunt așa de bucuroasă. Poliana, vino aici și spune-mi care e răspunsul. Vrei fi bucuros până la sfârșitul vieții? Oh, da, am găsit pentru dumneavoastră lucru pe care vă va face bucuros. Tu? Nu, dar... Mătușa ta a refuzat? Nu, n-am întrebat-o. Am aflat, fără să întreb, că tant Poli ține mult să mai aibă lângă dânsa. Așa. Înțeleg. Ei bine, nu-ți voi mai cere acest lucru încă o dată. O, dar nu știi de ce venisem să spun. E lucrul cel mai bun pe care poți să-l faci, crede-mă. Nu, nu e pentru mine. Ba da, ai spus că e nevoie de mâna și inima unui femei sau de prezența unui copil pentru a face un cămin. Și? Și eu pot să-ți aduc prezența unui copil. Da, dar ai spus că nu de mine e vorba. Dar eu nu doresc altul, ci te doresc pe tine. Dar o să vreți când o să știți cine e. Sunteți atât de bun și de amabil. Gândiți-vă toți banii pe care i-ați economisit pentru necreștini. Poliana, odată pentru totdeauna, termină cu aceste prostii. Ți-am spus de nu știu câte ori și îți mai spun încă o dată, nu am economisit banii pentru niște necreștini. Ai înțeles? Oh, sunt bucuroasă, adică vreau să spun că nu-mi pare rău pentru copiii indieni, dar pe ei toată lumea îi vrea. Dar acum știu că o să-l primești. Pe cine? Pe Jimmy Bean. Jimmy Bean? Pe Jimmy Bean? E un băiat așa de drăguț. A trebuit să-i spun că doamnele din vest nu-l vor, dar acum va fi atât de bucuros. Eu nu-l vreau. Doar nu vrei să spui că nu-l primești. Ba, exact asta am spus. Dar el ar fi prezența copilului și nu te ne simți singur cu Jimmy pe împreajmă. Prefer singurătatea. Poate crezi că un băiețel nu valorează nici cât un schelet pe care îl ții aici? Schelet? Da. Nancy mi-a spus că ai un schelet în dulap. Pollyanna. Pollyanna. Poliana, nu plânge. You're right. Ai dreptate. As usual. Ca de obicei. Scheletele din dulap nu sunt o companie tocmai plăcută. Eu cred că sunt chiar oribile. Nu știu cum ai putut face așa ceva. Ei bine, noi încercăm să scăpăm de aceste schelete. Dar ai dreptate. Oamenii reali sunt mult mai buni. Atunci o să le iei pe Jimmy? Păi eu nici nu-l cunosc pe băiat. Dar el lucrează pentru noastră. Nu, lucrează pentru Nora. N-ați putea să lăsați să vină să vă vadă ca să simțiți prezența unui copil, știi? Bine, adu-l la ceai sâmbătă, dar nu promi nimic. Să nu faci să creadă că... Mulțumesc, domnule Pendleton.
Pollyanna. Jimmy, senta aici. Unde ești? Sunt aici, Pollyanna. Pollyanna. Pollyanna! Pot ridica. Ce s-a întâmplat? Don't try to move, not nu încerca să te ridici, nu încă. Dar ce s-a întâmplat? You had a bad fall. Ai căzut in în pădure. Tot o să fie bine. Încearcă doar să te odihnești. Da, mi-amintesc. Am căzut de pe buștean. Picioarele sunt așa de ciudate. Nu le pot mișca. Nu încerca să le miști. Nu încă. Dar nu le simt deloc. Mă bucur că sunt doar rănită și nu bolnavă. Bună, Jimmy Bean. Ce dorești? Domnul Pendleton a trimis astea pentru Pollyanna. Ce anume? Curcubeu, așa a spus. Un curcubeu? Îl agață în fereastră. Pot să-l pun chiar eu. Nu te poți duce acolo. Nu primește vizite încă. Așa a spus doctorul. A fost vina mea. Eu am strigat-o și ea a căzut. Nu e vina ta. Uneori se întâmplă lucruri pentru care nu putem vinui pe nimeni. O să se facă bine, nu-i așa? Nu știm încă. Este bine. O să arunci cârjele, John, și să folosești bastonul câteva săptămâni. A fost groaznic să mă tăresc cu el prin casă tânjind după compania cuiva. Nu-ți prea pasă de compania altora până nu să nu apară Pollyanna. Cum se simte Pollyanna? Aș vrea și eu să știu. Vrei să spui că nu știi? Trebuie să ai măcar idee. Cum aș putea? Nu sunt doctorul domnișoare Harrington. Da, dar ca vechi prieten poți întreba. Ca vechi prieten și tu poți întreba. Domnule Tom! Domnule Tom, nu ghicești cine e la noi. Kenny Roswell? Nu, bineînțeles că nu. John Pendleton. Îți dai seama? El făcând o vizită ei. Am întrebat prin jur, prin prejur și am aflat că ea îl urăște din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu ani în urmă. Nu a fost vina lui săracul. E doar bârfă. Îi plăcea de domnișoara Jimmy și când ea a plecat cu preotul, domnișoarei Polly a fost milă de el și a încercat să fie drăguță cu el. Poate că a exagerat. Oricum, unii au început să spună că se ținea după el. I called to ask for Pollyanna. Am venit să întreb de Pollyanna. Thank you. She's about the same. Da, mulțumesc. E aproape la fel. Și asta ce înseamnă? I'd like to tell you. Aș vrea să-ți pot spune, dar nu pot. You mean you don't know? Adică nu știi? No, I don't know. Nu știu. But surely the doctor. Dar desigur, doctorul ți-a spus. No.
Dr. Warren himself is uncertain. Nici Dr. Warren nu e sigur. A luat legătura cu un specialist din New York și încearcă să aranjeze o consultație. Dar rănile trebuie să știi ce are. S-a lovit la coloană. La coloană? She's paralyzed from the waist down. Este paralizată de la brâu jos. She just thinks her legs are broken. Ea crede că are doar picioarele rupte. And the broken legs get better. Iar picioarele rupte se fac bine ca ale dumitale. You know that. Știi că i-am cerut, am încercat să o conving să vină să stea cu mine? With you. Cu tine? I wanted to adopt her legally. Am vrut să o adopt legal. Oh. But she wouldn't come. Dar nu vrea să vină. She wanted to stay with you. Vrea să stea cu dumneata. Please tell her that I called. Te rog, spune-i că am venit. Oh, wait. Stai puțin. I will. Da. Yes, I will. O să-i spun. I'll tell her that you called. O să-i spun că ai venit. She'll be glad to hear about that. Și va fi bucuroasă. You'll keep me posted. Yes, I will. O să mă ții la curent? Da. Bye, Mr. Pendleton. La revedere, domnule Pendleton. Thank you. Și mulțumesc pentru Thanks vizita. Bye. La revedere. You know, you seem quite a lot like my doctor. Știți că semănați cu doctorul meu? Your doctor. Doctorul tău? Oh, nu. Nu acesta e doctorul meu. Doctorul Anes, Oan, Rane este doctorul mătur și Polly. Am meu este doctorul Chilton. Da. Eu l-am vrut pe doctorul Chilton, dar tante Polly a spus că dumneavoastră știți mai multe decât doctorul Chilton despre picioarele fracturate. Și dacă este așa, bineînțeles că voi fi bucuroasă să fiu îngrijită de dumneavoastră. Domnișoară Harrington, putem vorbi jos? Da, doctore. Mă întorc, Pollyanna. I'm sorry, Miss Harrington. Îmi pare rău, domnișoară Harrington, dar vestea nu este bună deloc. Dar, doctore, sunt sigură că se poate face ceva. În acest moment nu putem face nimic. Dar cu timpul, cercetări se fac continuu, bineînțeles. Poate că se va ivi ceva, dar cred că e bine să fiți pregătiți pentru ceva foarte greu. Adică vreți să spuneți că s-ar putea să nu mai poată merge niciodată? Le scriu doamnelor de la asistența din vest. Le-am întrebat dacă mai au acele cârje, știi, cele pe care le-am primit pe când așteptam păpușa. Voi avea nevoie de ele până voi putea să umblă din nou. Nu ar fi amuzant, Nancy? O să fiu bucuroasă pentru cârje până la urmă. Ce se întâmplă, Nancy? Nancy, ce se întâmplă? Mătușa Polly. Tanti Polly. Ce este, Pollyanna? Este adevărat? Spune-mi dacă este adevărat. Ce să fie adevărat? Că nu o să mai pot umbla deloc? Este adevărat? Ce ți-a spus Nancy? Nu mi-a spus nimic, doar s-a uitat la mine și a început să plângă. Întotdeauna se întâmplă ceva îngrozitor atunci când oamenii plâng, așa s-a întâmplat și când a murit tata. Pollyanna, nu trebuie să te mânești așa. Nancy este o fată simplă, ce știa despre astfel de lucruri?
Știi, tante Poli? Da, știu. Știu ce mi-a spus doctorul. Și ce ți-a spus doctorul, tante Poli? A spus că dacă avem răbdare și... A spus că nu o să mai pot umbla deloc. Spune-mi dacă a spus așa. Nu, nu a spus așa ceva. Ai spus că el știe mai multe decât oricine despre picioarele fracturate. Da, așa este. Tu nu trebuie să te mai gândești la asta. Dar nu pot să nu mă gândesc. Nu mă pot gândi la altceva. Nu o să mai pot să merg la școală, să mă duc să-l văd pe domnul Paddington sau pe doamna Snow. Nu o să mai fiu bucuroasă de nimic dacă nu o să pot să umblu. Nu, nu spune asta. Te rog. Drăguț din partea ta că ai venit, Millie. O să-i dați lână, domnișoară Polly? Da, mulțumesc. Și spuneți-i că mama și cu mine încă mai jucăm jocul. Ce anume? Jocul. Va înțelege ea. Oh, yes. Yes, da, yes, o să-i spun. La revedere. La revedere, Millie. Give my best to your mother. Și transmite salutări mamei tale. Nancy, du-le în aceasta, în camera Poliani. Spune că a trimis-o doamna Snow. O să vin și eu în câteva minute. Mai este un vizitator în bucătărie. Încă unul? Da, Conițe. Este doamna Payson. Nu am știut dacă vreți să o primiți. Poate că nu vreți să mă vedeți, dar nu pentru dumneavoastră am venit, ci pentru fetița. Nancy, poți să pleci. I'm sorry, Mrs. Payson, îmi pare rău, doamnă Payson, dar nepoata mea nu poate primi pe nimeni acum. Dar voi fi fericită să-i transmit mesajul din partea noastră. Poate nu știți, dar eu am văzut-o de multe ori pe fetița dumneavoastră. Sunteți surprinsă, nu-i așa? Ea nu știe că oameni de felul ei nu vin pe la persoane de genul meu. Vrei să spui că Poliana venea la voi acasă? Sigur că venea. Se juca cu copiii, stătea de vorbă cu mine și cu bărbatul meu când eram acasă. Ne-a făcut mult bine. Nu o să știe niciodată cât bine ne-a făcut. Mi-e teamă că nu înțeleg. Ei bine, era mereu bucuroasă de ceva. Și într-o zi ne-a spus despre joc. Știți dumneavoastră? Da, jocul. Ce joc? A încercat să ne facă și pe noi să jucăm. Acum am auzit că este deznădăjduită și nu mai poate să-l joace decât cu accidentul. De asta am venit să-i spun că poate să fie bucuroasă pentru noi. Odată ne-a auzit certând bine și s-a supărat. Bărbatul meu și cu mine am decis să nu ne mai certăm și să începem să jucăm jocul, așa cum dorea ea. Îi spune, veți spune? Da, am să-i spun. Ne vom duce mâine să vorbim cu pastorul să ne căsătorească. Oh, asta ar fi minunat. Și asta într-un fel și datorită ei. Dar să nu-i spuneți că nu poate să înțeleagă. E, asta am avut de spus. La revedere, domnișoară Harrington. La revedere, doamnă Payson. Și mulțumesc că ați venit. Eu vă mulțumesc. Nancy, vreți să-mi spui în ce constă acel joc absurd pe care îl cunoaște tot orașul? Și ce are a face nepoata mea cu el? Este jocul bucuriei. E jocul pe care Poliana și tatăl ei l-au inventat. Jocul bucuriei? Da, Conițe, tot orașul știe acum. Tot orașul în afară de mine. Și cum anume se joacă acest joc? Ei bine, trebuie să încerci să găsești ceva de care să te bucuri. Hey, Buster, joc, băiete. Mulțumesc. Am un mesaj pentru tine, Poliana, de la domnul Pendleton. Mi-a spus să spun că s-a hotărât să-l ia pe Jimmy Bean să fie băiețelul lui. S-a gândit că o să te bucuri. Sunt tare bucuroasă. Am dorit atât de mult să-i găsesc un cămin lui Jimmy și ce frumos va fi căminul lui acum. De altfel mă bucur și pentru domnul Pendleton. Acum va simți și el prezența unui copil. Ce anume? Prezența unui copil.
El spunea că e nevoie de mâna și de inima unui femei sau de prezența unui copil pentru a crea un pămin. Și acum are prezența unui copil. Doctorul Chindol gândește la fel. Doctorul Chilton? Da. El spunea că locuiește în niște camere, nu că are un cămin. Așa că l-am întrebat de ce nu și-a și el mâna și inima unei femei pentru a avea un cămin. Și ce a spus? Că nu oricând se poate obține, chiar dacă ai vrea. Dar eu cred că le-ar putea obține. Toate doamnele în oraș spun că este încântător. Adevărat? Așa i-am spus. Îmi place doctorul Chilton. Aș vrea să poată veni să ne viziteze. Dar nu te simți destul de bine pentru a primi vizite. Poate cu timpul. Vom vedea. Beați sucul. Am venit la tine, John, pentru că tu cunoști relația mea, sau mai bine zis, lipsa acesteia cu mușara Polly. Da. Am făcut câteva cercetări și acum vreau să o văd pe Pollyanna. Vreau să o consult. Crezi că poți să o ajuți? Cred că poate fi ajutată. Atunci ce mai aștepți? N-am pus piciorul în casa aceea de 15 ani. O, Doamne, doar nu o să lași o ceartă între drăgostiți să stea în calea unei posibile însănătoșiri a Polianei. Ești chiar așa de mândru? Bineînțeles că nu. Nu este vorba numai de cearta mea cu Polly. Copilul este pacientul altui medic. Nu pot să dau buzna acolo. Asta ține de etica profesională. Totuși trebuie să o văd pe Pollyanna. Faptul că s-ar putea să meargă depinde de asta. Dar lasă-mă să-ți explic. Un prieten al meu a făcut cercetări în acest domeniu. El a ajutat un pacient al cărui caz pare asemănător cu cel al Pollyannei. Îmi pare pentru că nu pot judeca decât după ceea ce am auzit. Deci trebuie să o văd eu însumi pe Pollyanna. Nu poți face asta prin Dr. Warren? Ne teamă că nu. El a sugerat acest lucru la început, dar Polly nici nu a vrut să audă. Trebuie convinsă să se răzgândească. Trebuie făcută să vadă acest lucru. Da, dar cum? Nu știu. Doamnă, trebuie să-i spuneți doctorului Chindol să vină să o vadă pe Pollyanna pentru ca să poată să meargă din nou. Ce tot spui? Despre mersul Pollyannei. Doctorul Chindol știe cum să o vindece, dar nu poate veni din cauza mândriei dumneavoastră și el trebuie să o vadă mai întâi pentru că un coleg de-a lui știe cum să o vindece. Poate că Pollyanna o să meargă din nou. Vrei să încep din nou, Jimmy, și mai rar ca să poți să înțeleg ce spui? Ei bine. Doctorul Chilton a venit să-l vadă pe domnul Pendleton și a început să vorbească. Înțelegeți până aici? Da, Jimmy. Fereastra era deschisă, eu mă turam în fața ei și am auzit. Și doctorul Chilton a spus că îl cunoaște pe acest doctor. Hello? Yes? Da. Yes, yes, he is. Este aici. It's for you. Este pentru tine. Chilton here. Aici, Chilton. Yes, Warren. Da, Warren. What? Poftim? Mr. Barnum Baker. Domnul Barnum Baker. Cui cer? Human. Dumneavoastră, doamnă. And Mrs. Barnum? Doamna Bird. Pollyanna, îl ai pe domnul Bert? Ura, am o familie. Ai o familie, într-adevăr. Domnul Pendleton este familia ta, într-adevăr. Și știi ceva? Mi-a spus să-i spun unchiul John. Ce drăguț. Da, acum el este familia mea adevărată. Cine este tanti Polly? Jimmy, poți să pleci acum. Da, doamnă. Bye, Pollyanna. La revedere, Pollyanna. La revedere, Jimmy Bean. Salutări lui Pendleton. O să-i transmit. Să mai vii curând. O să vin. Treci pe la bucătărie. Nancy o să-ți dea o bucată de plăcintă. La revedere. Cine este tanti Polly? Cineva pe care te vei bucura să-l vezi. Dr. Chilton. Bună ziua, Dr. Chilton. La revedere, Dr. Chilton. Bună ziua, Nancy. Domnișoara Harrington mă așteaptă. Vă așteaptă? Asta e tot, Nancy. Hey, Polly. A trecut atât de multă vreme. Won't you come upstairs, Dr. Vrei să vii sus, Dr. Chilton?
Și a spus oare în opinia specialistului? Da. Poliana se va bucura să te vadă. Cel puțin cineva se bucură. Hello, little lady. Bună, micuță, domnișor. Oh, doctor Children, ce bine îmi pare să te văd. Am dorit atât de mult să vii. Știi, picioarele mele nu sunt la fel cu ale domnului Pennington. Păi da, sunt mai frumoase. Nu, dar și felul în care sunt fracturate, știi? Tandicole a chemat un specialist din New York și el este expert în astfel de lucruri. De asta l-am chemat pe el și nu pe dumneata. Știu. Arată la fel ca de obicei, dar dacă încerc să le miști, nu se întâmplă nimic. Ce zice dacă m-aș uita și eu? O, da, dacă Tandy Foley... Da, Poliana, și eu și Dr. Warren suntem de părere că ar fi de ajutor să avem și părerea doctorului Chilton. Natalia a cerut să vină? Yes, da. I asked him. Da, eu i-am cerut să vină. Dr. Chilton, here? Doctorul Chilton este aici? Este în camera Polianei. Mai să fie. Nu a pus piciorul în casa asta de mai bine de 16 ani. Și nu credeam că o să mai facă vreodată. De ce nu? Mi-ai spus că el era iubitul ei. Mai încet. Chiar crezi că este vreo șansă? Da, și încă șanse bune. Voi suna la Boston și voi aranja să o primească mâine dimineața. Ar fi minunat. Mă bucur că mi-ai cerut să vin. Trebuia în asemenea situație. Aș fi putut să mă vină în vedere împrejurările. Îți amintești ce mi-ai spus după ce ne-am certat? Dacă mă mai invit vreodată în casa aceasta, va fi pentru că lucrurile vor fi cum erau înainte de ceartă. Te-am chemat să vii pentru Poliana. Și sunt aici totuși, în calitate de doctor. Înțeleg. Vrei să plec, asta e. O să fac toate pregătirile pentru Dr. Warren. La revedere, Poli. Tom? Ți-aș putea oferi un pahar de vin, dacă nu te grăbești. I'm not, as a matter of fact. De fapt, nici nu mă grăbesc. We can go into the sitting room. Să mergem în camera de zi. I see I haven't been entirely forgotten. Văd că nu am fost uitat cu totul. I took this picture of you. Eu ți-am făcut poza asta. Îți amintești? What a beautiful day it was. Ce zi frumoasă era. And the subject was rather beautiful too. Și subiectul era frumos. Yes, Nancy. Da, Nancy. Would you bring the port wine, please? Vrei să aduci vinul de Porto, te rog? Yes, vinul de Porto, wine, da, Nancy. Și două pahare. Da, Conise. Este tot cu ea și vrea vin de Porto. Vin de Porto? N-am văzut niciodată vin de Porto în casa asta. Du-te în pivniță și nu-i lăsa să aștepte. S-ar putea stinge focul iarăși. O, domnule Tom, este atât de romantic. Draga mea, Polly, nu te-ai schimbat deloc. Of course I have. Ba da, m-am schimbat. You have too. Ca și tine, de altfel. Bineînțeles, suntem mai bătrâni și mai înțelepți, sper. Se pare că vârsta nu ți-a mișorat popularitatea în acest oraș. Încă o remarcă de acest gen și o să încep să cred că încă ții la mine. Așa este? Oh, Polly, toți ani aceștia irosiți. Eu nici nu mai mi-amintesc de ce ne-am certat. Tu-ți mai amintești? De ce n-am încercat să uităm că ne-am certat cândva și să ne bucurăm cât putem de mult de anii ce mai avem de trăit? Tom, crezi cu adevărat că Poliana se va face bine? Sigur că da. Și atunci va avea nevoie de un tată care să o crească. Nu crezi? Ce zici, Polly? Thank you.
Thank you.